Dragi prieteni, ca de fiecare dată mulțumim și partenerilor noștri ce ne susțin în realizarea acestui podcast Super Social, Mobile Arts și Primo. Dacă și voi vreți să deveniți parteneri cu noi aici la Victory Cup în Victory Extra Time, puteți să ne contactați pe pagina de Facebook sau la numerele de telefon pe care le puteți găsi pe site-ul competiției. Bun găsit de aici din pubul Victory, de aici de unde facem Victory Extra Time. Ne aflăm în prelungiri și cred că e primul podcast la care nu m-am pregătit deloc. Și nu m-am pregătit deloc pentru că am un invitat pe care cu siguranță îl știți și voi, dar am dat așa pe YouTube și mă uitam cam câte ore, pentru că eu îl știu de foarte mult timp și eu am împărțit aceeași redacție la Gazeta Sporturilor și mă uitam, vorbește de la 3, 4, 5 ore în sus, e recunoscut pentru acest lucru, eu doar trebuie să-l prezint și apoi începe vorba. Bun găsit lui Cătălin Oprișan. Salut, bine te-am găsit, nici eu nu m-am pregătit deloc. Da. Atâta stă în 3 ore? Adică 3, aveți, 4... băieți au carduri? Da. Au destul. Bun, da, e... să nu... Nu, dar știi care e treaba? Mă gândeam așa, de ce să te pregătești cu un om care îți poate vorbi despre orice, oricât, oricum? Da, ca televizor. Da, și nu ca televizorul, dar foarte interesant pe alocuri. Știu din ce am putut să urmăresc așa, spuneam că nu m-am pregătit, dar cât de cât am stat să am văd. Văzut că restul umbli cu o foicică din aia, pot să pun de la bloc note. Păi și de ce? Fii atent, Cătă. Am tot de la gazetă m-a învățat cineva, a spus întotdeauna să scrii. Nu neapărat că, să te uiți în foaie, ci pentru că memorezi atunci când scrii. Și prefer să scriu pe foaie în loc de... Corect, și la fel. Omorâm copacii, cerem scuze pădurile pe ea. Da. Știi ce vreau să... sau cum aș vrea să intrăm în pâine. Aș vrea să-mi spui în toată cariera ta așa. Tu ai multe momente memorabile, te-am văzut, povestești fără probleme, dar aș începe așa. Care este momentul pe care, sau nu, în care tu ai fost marcat, dar care ți-a rămas și îți vine mereu în minte, din toată activitatea ta? M-ai omorât acum. Păi dacă îmi vin repede așa în minte, sunt două, am voie două și alegem după două. Două și... Două. Primul este... Ai spus că nu te-ai pregătit deja, două, deci... Da, mi-am venit acum două. Primul este când am fost acasă la Ronaldo din Țosu, unde s-a născut el în Brazilia, în cartierul Bento Ribeiro, o suburbie a lui Rio de Janeiro. M-am dus acolo și am văzut campionatul mondial, finala din 2002 acolo, și după aia, pentru că a câștigat Brazilia și era toată lumea bucuroasă, am vorbit cu un șofer de taxi și haide, du-mă și pe mine până acolo. Și ăla m-a întrebat, bă, nene, e sigur că vrei să mergem acolo, cartierul, fama și așa mai departe, și m-am găsit cu toate neamurile Ronaldo. Numai că m-am găsit cu neamurile Ronaldo și dacă e să aleg momentul ăla cel mai important, este când au venit unchiul și cu mătușii sa, cei care îl salvaseră de la inaniție, că Ronaldo a fost mort câteva ore, la modul sincer, pentru că nu avea ce mânca. Și l-au găsit undeva pe o șină de tren dezafectată acolo și mama lui nu avea posibilitatea, despărțită de taică și așa mai departe, și oamenii aceștia doi au dat să bea lapte pentru că l-au găsit acolo, el era mort de inaniție, nu avea ce mânca. Incredibil. Și acești doi oameni, ăsta era ticălos, tio Pepe, era brutos așa un picuș și cu un tricou micuț așa până aici, îi venea tricou, știi, cu naționala Braziliei normal. Cam și... cum arată Ronaldo. Da, acum. Da. Exact, și povesteau despre el. Dadao îi ziceau, că lui s-a spus toată copilăria Dadao, pentru că sursa nu putea să pronunțe Ronaldo. Aha. Și zicea Dadao. Dadao. Și povesteau despre Dadao, știi? Mă rog, povestea e mai lungă pentru că ăsta, șoferul de taxi mi-a zis, lasă-mă să mă dau eu întâi și o să vorbesc cu oamenii, că tu ai venit în figur cu un laptop și cu... Cum era pe atunci, aș copilezi. Deci tu ai mers cu laptopul acolo în cartierul ăla, dar nu ți-a fost și la... Nu m-am dat jos din mașină, nu. Hai să nu fac pe șmecherul, mi-a zis șoferul, stai un pic aici, s-a dus și le-a spus din România, rumea, n-au priceput ăia, nu așa, și le-a zis Rusia, gata, Rusia, de... nu le-a zis lângă Rusia, ăsta vine din Europa. Da. Și ăia au zis că băiatul e din Rusia, am lăsat-o așa cu băiatul e din Rusia, știi? Ai spus și tu, dar mi-a zis, nu te da jos. Aha. Mă duc eu să vorbesc, m-a lăsat în taxiul, 100 de metri, eu îi vedeam unde vorbeau. Zic, bă, și dacă ea zică, nu, ce fac, acum plec în Îndărăt? Toată aia acoperită cu steagul Braziliei, cu gloria dedicasau, esforzo, nu știu ce. Și povesteau. Și uite, ăsta e vărsul și a venit vărsul. Bă, oamenii ăia copilăriseră cu ăsta ar fi primul moment. Știi, hai să vezi casa, pătuțul în care tremurau izmenele. Poză, numărul 114, țin minte, și acum au trecut 23, 4 de ani, 22 de ani.
Dar țin minte și acum. Ăsta e al doilea în ordinea cronologică. Primul este mai povestit când am fost cu Helmut Ducadam. Deci eu la Sevilla aveam 10 ani, că s-a născut 76, 86. Și peste 15 ani din 86, deci în 2001, da, la 15 ani de la Sevilla, lui Horica Ivanovici, pentru că a fost ideea lui, vine ideea, bă, te sui cu Ducadam în avion și vă duceți la Sevilla. Helmut Ducadam, domnul Ducadam, nemai fi niciodată pe stadionul ăla, nemai revenind. Da, da. Deci seama, eu la 21 picuț de ani, dar lasă astea, aveai 10 ani la Sevilla, să stai cu Ducadam în cameră, să mergi 3 zile acolo, să intri în poarta în care a apărat-o și pe cum mânucile originale, nu le dăduse încă, ălea răici sau ce aveau, da, sau da, ce da, au fost ele, mânucile așa. Nici măcar asta nu e poanta. Poanta, am mai povestit-o cu riscul de a îi supăra pe cei care au mai auzit-o, era grevă în Sevilla, greva transportatorilor. Aeroportul, ca orice aeroport, la 20-30 de kilometri de Sevilla. Și a zis, bă, nu vă duce nimeni, niciun taxi, nici o mașină, nimic. O luați pe jos. Ha, o bună glumă, astăzi nebun, 30 de kilometri, da. Pe atunci nu erau curse directe. Vizero, Ryanair, era București, Roma, Roma, Madrid, Madrid, Sevilla. 3 zile făceai. Da. Mamă, zic, frate, după ce am mers atâta, voi îi spuneți trebuie să iau pe jos. Da, erai cu Ducadam. Cu Ducadam. Și cu Gicuță Flușter, fotograful, și cu cameraman de la antenă. Trei crai de la răsărit plus Ducadam. Bă, cine ne ia? Nu vă ia nimeni copiii mei, că e grova transportatorilor. M-am dus la un șofer de autobuz. Autobuz. Deci era un 336, dar lor, 178. Și am zis, băi, nene, deschide un pic ușa. Da, tată, care e problema? Noapte. 1 noaptea, cred că era. Wow. Băi, nene, suntem trei ziariști români. Ha, mă, dă-i drumul de aici cu ziariștii români. Fiți atenți așa. Sunt cu Helmut Ducadam, zic ăla cu tare. Și ăla se uită așa la mine, bă, l-am prins și pe ăla, mâncaia și gurița lui, fan Real Madrid. Deci dacă Dumnezeu voia să mi-l așeze cu mâna, nu puteam să-l potrivesc pe ăla. Și ăla zice, ăla care a apărat, da, stai așa, stai, zice că o rezolvăm într-un fel. S-a dat jos, s-a închis ușa noi în fața autobuzului. Cu Ducadam, cu valize, Gică Flușter, cu camera, cu ălea, cu Jean Popa, cu camera. Da. S-a dus și a vorbit cu băieții ăia. Bă, nu spărgător de greu, să nu-l tai ăia. Dar zice, ăsta cu Ducadam, uite ăla de acolo. Bă, lăsați-mă să mă duc și mă întorc. Nu spar greva, nu transport pe nimeni, nu iau niciun leu, nimic. Aia când au auzit că e Ducadam, care bă ăla de la, n-are bă cum. S-au strâns ciorchine. Noi eram, am zis, ăștia ne mardez, ne fură ceva, ne părăz. Și ne-am suit și am mers cu un autobuz. Băi, cu un autobuz, tu înțelegi? Nu cu microbuz, autobuz. Ce VIP. Mai închis la sus ce scria, a prins farurile. Nici unul din șmecherii României n-a mers cu un autobuz. N-a venit să-l ia pe el. Era un autobuz de linie, da. Ne-am ținut de bară, de taxator. Ne-a dus ăla până în Sevilla, 27 de kilometri, nu știu, 25 de kilometri, cât ori fost, s-a întors. Și a zis niciun cașcaval, că noi ca românii să-l omenim, da. Aveam dolari, da. Nu era cu euro. Haide mă, dați-i drumul de aici. Bă, ăla spărgător de grevă, adică frate. Te-a ajutat că vorbeai spaniol. Da. Bă, zic, unchiule, ăla cu Hitanos, Rumenos, bă, Hitanos, Hitanos, dar du-ne frate meleu, zic, până acolo, cum să merg pe jos, bă, ești nebun, uite de la ăsta, e cu cameră de ăla, vede, nu e interesat de jurnaliști, bine mă, hai dă-i drum. Când auzi de Ducadam, atunci îți dai seama lângă ce oameni ai trăit, știi? Da, dar crezi că de multe ori poate nu ne-am apreciat, da, valorile? Da, de cele mai multe ori. Am mai zis și treaba asta, n-are legătură cu Ceaușescu sau că noi am dezbrăcat de sensul orice valoare pe vremea comunistului, că, de exemplu, casa lui Eminescu a fost dărâmată în 1924, atunci nu mai erau comuniști, nu mai erau nimic. Da. A venit un medic, pardon, de la medicină veterinară și a luat 4 soldați cu el, bă, hai să rezolvăm acoperișul casei lui Eminescu. Corect, respectăm adevărul istoric, casa aia nu mai era locuită de 50 de ani, dar asta nu trebuia, da, că o trebuia să o dărâm. Și a venit să ia acoperișul de pe casă, a căzut toată casa. Ia uite, era să dau micul jos. Aoleu, mai bine sânge, mai bine, da, te tai la mână și scurge, da, sânge decât să lovești mic. Era să... Frumos, frumos era aici. Să dau... Și a, da, zis să... Să știi că poți să mănânci. Nu e botafolie, da? Nu. Am înțeles. Bine, noi, vezi, nu strici designul, ei de pe margine. Da, exact, ciugulești. Și au zis, au venit studenții de la Botoșan și au zis, bă, sunteți stâmpiți, ați dărâmat casa lui Eminescu. Deci noi avem respectul ăsta pentru tot ceea ce înseamnă cultură, artiști și așa mai departe, din toate timpurile. Glumesc acum, sunt, da, ironic. Nu ne-am apreciat, pentru că noi avem niște oameni, adică noi nu știm să o apreciem, de exemplu, pe Larisa Iordache. Și spunem doar atât, bă, tu de ce ne mai putut, mă, la Tokyo acum să te duci la bârnă? Și ea vine și spune, oprișene, am 9 operații. 9. Până la 20 ceva de ani, 30 de ani, 9, 7 la gleznă, mă, cum să te operezi de 7 ori? Nu mai ai nimic acolo tu. Tu îți dai seama. Nu mai ai nimic de 7, da, ori și numai dacă te deschide la tecoase, te deschide, tecoase, te deschide, de 7 ori tot e ceva. Tot. Și două operații cu rinic, cu așa, așa mai departe. Și noi ne uităm și când ne uităm la ea, băi, Larisa, tu n-ai mai putut, mă, și a zis, bă, oprișene, n-am putut să ajung până la bârnă, atât de mari erau durerile, dar apoi să fac exercițiu. Și noi nu înțelegem asta. Uite, și în momentul, iartă-mă, în care încep să nu mai ai performanțe, zici, bă, stau, mă, că noi, știi, Bulimar, Sandra Izbașa, te uiți, bă, tu când stai de vorbă cu Sandra Izbașa, până în acest moment când tragem noi în ianuarie 2024, este ultima medaliată cu aur a României la o ediție de Jocuri Olimpice, punct. Să dea domnul acum, cum zic eu, la Jocurile Olimpice de la Periș,
Să vină fetele, să mai vină domnișoara Voina, să mai vină cineva să mai câștige. Dar până în momentul ăsta, tu când stai de vorbă cu Sandra Izbașa, care se bătea cu niște chinezoaice, cu niște fete din Statele Unite și cu niște rusoaice, adică niște coloși, și ele mititele cu bebelu și bitang, o gentuță să suiau, hop, luau aurul. Tu nu mai ai aur. Și noi ce începem? 2016, n-am avut, bă, uite, 2020-21, bă, începem să regretăm, uite, nu mai avem cutare. Dar tu cât a fost ea, Sandra Izbașa, ce-ai făcut? Noroc că s-a dus la Clubul Steaua și au angajat-o acolo. Da, să trăiți, doamna capitan, doamna cutare. Ce-ai făcut în rest? Și să duc și predau pe la vreo școală, păi lasă-mă, opricene, nu mai vorbi tu ca o rentă și așa mai departe. Băi, am pus mâna pe... ochii am pus, că mâna nu, am pus ochii pe lotul de înot al Statelor Unite care se pregătea pentru care lotul, e bine, da? Cu acordul, lotul care se pregătea pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Și aveau, era un PDF, am intrat pe el cu șampila Congresului, cum e la americană, aprobat de 200 de senatori, dar nu asta e ideea. Și scria așa, lotul avea 50 de oameni, din ei făcuseră trial-ul, că nu mai vorbim în română, și adunaseră 50 de oameni. Acei 50 de oameni, pe perioadă de 3 luni de zile, fiecare avea $3,500 pe lună pentru pregătire. Din aia 50 rămâneau 15, se cerneau, 35, mulțumim frumos, du-te acasă, ăia treceau pe 5.500 sau pe 6.000, nu mai aduc aminte, cred că pe 6.000, fiecare. Deci înseamnă că tu ești foarte probabil să faci parte din băieții ce vor reprezenta Statele Unite la competiția. Ai rămas 15. Bă, dând toată sua, rămăsese 15, ei aveau așa. Și ei alții 6 plus o rezervă sau 7 plus o rezervă, de ceia crem de la crem, aveau 10.000 pe lună în ultimile două luni. Că începeau pregătirea cu 6 luni înainte, asta nu e. Da. Bă, dă, ei aveau $10.000, puțin probabil pentru ei, dar gândește ce ar însemna la noi un sportiv să aibă 500 de milioane pe lună. 50.000 de roni pentru pregătire. Unu, pe o lună, ne uităm la ceas, e 18 ianuarie, pe 18 februarie el are 500 de milioane. Pe 18 martie mai are 500 de milioane. Deci un miliard, m-am aprins un pic. Deci un miliard într-un două luni. Pentru pregătire. Nu să-și cumpere el haine. Să bage el medicamente, să bage recuperare, să bage antrenori, kineto, nu mă interesează. Dar reprezentai Statele Unite. Și noi, în anul premergător Jocurilor Olimpice de la Paris, că o spun peste tot, am închis Ministerul Sporturilor. Singura țară din lume. Nu vreau să jignesc, dar cred că nici Ruanda, Burundi. Nu vreau să jignesc pe poporul african, frate și prieten, dar nu cred că ăia... Bă, măcar o mai lași un pic până la Jocurile Olimpice, vii și zici, bă, ați luat doar două medalii, trebuie să închidem. Și doamna Lipă s-a mutat într-un birou la ANSA, un ANS, în Conta, clădirea aia care cade, noroc că au sprijinit-o aia cu două pripoane să nu cadă în stradă, da? Și a scris acolo pe ușă, imposibilul nu există. Și când s-a dus domnea în trimestru al treilea al anului trecut, a zis, sunt banii consumați pentru trimestru 34, da, dar era iunie. Deci ei nu mai aveau bani în iunie până în decembrie, niciun leu, nimic. Fabulos. Și tu ai Jocurile Olimpice. Și iară stăm așa și ne uităm gale și zicem, da, n-ați confirmat, mă, v-am așteptat. Cine mă să confirme? Ăștia care n-au două leu în buzunar? Da, mă uitam că încă cumva, dacă ai tot ai atins acest subiect sau am ajuns la acest subiect, mă uitam că încă am rămas, ne aducem aminte, cred că mulți dintre noi care am trecut de o vârstă, ne aducem aminte cum stăteam cu sufletul la gură și urmăream competiții, nu doar Jocurile Olimpice, de gimnastică, orice, de unde erau sportivii români implicați. Pare că de atunci, până în ziua de astăzi, 2024, noi nu am reușit să evoluăm, nu am reușit să investim în anumite lucruri și să devenim normali. Că ne-ai dat exemplu cu America și banii pe care iau. Mă uit la oamenii de la noi, bă, la canotaj, la sporturi care se practică în România și în care oamenii chiar fac eforturi să le practice. 11 luni pe an, Cătălin Chirile a plecat de acasă. M-am întâlnit cu soția dumneavoastră și am zis să rămână, noastră sunteți doamna de-l suportați pe ăsta 11 luni. Băi, anul cu totul are 12. 12. Da? Cu totul. Și el e 11 plecat de acasă. E scos de la întreținere. Și vine cu pălmilele așa. Da. Da? Și băia de gașcă, pescar, să duce în delta, te ia cu tine, stai cu aștiucă la și așa mai departe. Ce băiat, imens. Și el a plecat. Păi și ce vrei, bă, acum, că el ce a ales singur? Corect, sportul de performanță se face cu sacrificii. Dar hai să nu mai veni să zicem românul cu tare. Ce ai făcut în România pentru el? Exact. Că el se antrenează în Italia, că dacă se duce pe lac la Snagov, îl dau ăia cu schijeturile alea, sau cum se cheamă, cu bărcile alea, cu ce zboară ei, și îl dărâmă. Și a zis doamna Lipă, băi, fii atent, am fost la 6 ediții de Jocuri Olimpice și a zis ministrului de atunci, nu mai dăm nume. Băi, poți să mă faci și mie, mă, două culoare la Snagov, să nu mai dai cu barca peste mine? Nu pot. Păi nu pot nici eu să mă duc la 7-a ediție de Jocuri Olimpice să-ți aduc medalie. S-ar fi dus la 7 ediție, 7 ori 4 de oricum mai numărat de 28. Deci dumneai a mers 28 de ani, ar fi mers la Jocurile Olimpice.
Înțelegi? Și atunci venim și spunem, sta la Ioan Cunt Germănescu din București, este 1974, anul ăsta îi facem de 50 de ani. Bă, ăsta e motiv de bucurie, aia până Detroit dărâmă blocurile după 30 de ani, că zic, frate, nu mai sunt sigure. Țin, da. Nu mai țin, stau oameni în ei, 3-50 de apartamente, cad ăia și mor. Și noi zice, sala Ioan Hus Germănescu, polivalenta din București, am plinit 50 de ani, mai făcut vreuna lângă ea? Bă, să nu faci în 35 de ani de la Revoluție încă o sală? Acolo cântă Voltaj, Vanc, joacă CSM-ul, Miss Miranda e acolo, mai vine o echipă de futsal, mai nu știu ce. Toți! Dar tu nu mai poți să mai faci o polivalent oraș de 4 milioane, că București nu mai are de mult 2 milioane jumate sau 3 milioane. Cu toți bucureștenii, cum zic eu, suntem 4 milioane, tăticule, că s-a extins la mine Military Residence, dar a ajuns până la centură. Păi ce, acum cred că dărâmă și linia de tren. Și linia, păi... Da? Bun. Dacă tot am ajuns la poveștile astea care ne dor un pic așa în sport, pentru că am trăit cumva lângă fenomen... Și am vorbit la început, te-am întrebat de ce moment așa da. A avut un impact, da, negativ. Ce impact negativ ai avut tu? Sau un lucru de care chiar ai fost dezamăgit și poate ai reflectat mult în... Am fost cu Neaimi Enei, cu domnul Enei, Dumnezeu să-i dea sănătate că chiar are nevoie. Da, chiar are nevoie. La meciul Steaua cu Betis Sevilla și acolo ne-am dus să vizităm doar eu cu dumnealui, pentru că delegația l-a abandonat. Să știi că poți să bei. Da, l-a abandonat. Te uiți la mine și da, nu, dar nu, că văd că bei apă și cu asta mă otrăvesc. Nu mă atrage de nicio culoare. Da, mai bună e aia neagră. Da, apă, bei, dacă bei apă nu dai, eu pase cu latul până la poartă. Și asta sunt mulți aici la Victorii care joacă și nu mai au nevoie de... Nu mai au nevoie de mine, că bravo. De asta îmi permit. Și stăteam cu dumnealui, cei de la Betis Sevilla efectiv aveau un muzeu, o încăpere 4x4, că ei trofee aveau un trofeu luat în 56 când era curcubeu al negru da. Să-și ca fotbal cu bască și cu helancă și încă vreo două, știi? Și Neaimi uitându-se așa nu știa ce să zică și mi-a zis dragul meu Betis asta nu e o echipă prea mare aici în Spania. Zic, Neaimi, e o echipă de valoare, dar nu e, nici măcar nu e, chiar dacă unii spun că Betis-ul e mai iubită, domnule, tot Sevilla e mai recunoscută și așa mai departe. Da. Și zice, ei dacă nu, și totuși nu au istorie, și zice, uite, au totuși niște trofee și au parte de muzeu. Tu îți dai seama că noi Steaua București nu avem așa ceva? Steaua încă nu venise Bobby Durbac să facă muzeu, da? Și nu avea nimic. După aia a făcut Bobby Durbac muzeul, l-a făcut și l-au închis. 8 luni, 6 luni. Tot ce a făcut Bobby. Da. Și Neaimi deplângea și plângea în același timp treaba asta, că bă, o echipă precum Steaua, aici nu e vorba că dacă ții cu Steaua, cu Dinamo, sau că ok, scoatem Steaua și punem Dinamo, sau punem Rapid, sau Rapidul avea în perioada aia, acolo cum aveau ei și așa mai departe. Dar Steaua nu mai avea, că ei dăduseră foc la sala din Plevnei, nu mai aveau clubul sportiv, aici la unitatea militară, nu poți să intri să vizitezi muzeul, că e unitate militară, vorbim la modul serios, non-ironic. Nu poți să bați la ușă, băi, vreau să văd trofele, hai mă, dă-i drumul de aici, că sunt tancuri și unitate. Parola, Radu, de la fumați, dacă nu te împușcă. Și dumnealui spunea, bă, dar cu echipa atât de mică și-a făcut un... Practic, ăla era un muzeu într-o cameră, mă, ce naiba. Erau 3 trofei și 2 poze pe pereți, unul de jucat să le iei 400 de meciuri. Și spunea, uite, și noi n-aveam treaba asta, știi? Adică, fără să fii ipocrit, bă, dacă Neaimi Enei, care a prins perioada de aur a CCA-ului, pornind de la Totoșu, Bone, frații Zavoda, Tătaru, toți ăia șmecherii, da, Polzan, cu Taria. Ăștia-i știi pentru că e scris într-o carte, da, nu? Da, de asta, da. Nu, da, știu altfel că... Altfel nu știai. Da, știi? Nea Iliuță Savu, Dumnezeu să-l ierte și tot, și-a făcut și legătura și cu echipa asta mai, cu Crăcănel, cu Constantin, cu... Iordănescu, cu Liță, Iordănescu mai târziu, da. Cu Liță, Dumitru și așa mai departe. Și deplângea faptul că nu există un muzeu. Ce-o fi fost în sufletul Plupiția Polzan sau a ăstora mari uriași care a avut 400 de meciuri, știi, frații Zavodă sau cu tare? Bă, noi n-am rămas cu nimic, în afară de 6 poze care se făceau pe vremea aia și cu 3 decupături din ziar de sportul popular sau de ce era. Le rămam și atât. Nu aveau nimic de aici. Deci ăsta e un moment care te-a... Da. Ăsta în care, adică, bă, n-am avut ce să zic, eu ce să zic, da, Neaimi, să vedem când o întoarce în țară, să încercăm. Neaimi care a venit cu 4 costume, la în 3 zile am stat acolo, sau 2 zile jumate și dumneavoastră a avut 4 costume, diferite. Normal, Batista sortată cu cravata, cum era dumnealui și, da, zic, da, când o întoarce, mai vedem noi, poate încercăm să... facem ceva. Ei chema pe toți la lansare cu Bumbi, Colonelul, frunte și așa mai departe și după aia în 6 luni a închis. O mai duce scandalul ăsta Steaua FCSB? Forever cred că o să fie. Sau... Nu dau seama.
Știi, toți te întreabă cu ce se au. Deci, băi, nenorocitule, că dacă nu era Gigi, Steaua nu mai exista. Păi, cred că stă FCSB. Băi, nenorocitule, ți-a banii lui Gigi, te-au mânjit, te-au și așa mai departe. Știi, ce să spui? Eu atât întreb și am întrebat peste tot. Nu discut despre celelalte echipe. Eu cu tine și cam aici, la Victorii Cup afară. Și mă bastu cu 2-1. Și peste 3 ani de zile vine o instanță judecătorească și spune că palmaresul e al meu, victoria aia. Mă, cum îmi dai tu mie victoria aia, un judecător? Deci cupa asta o luăm de aici și ți-o dau eu fizic. Asta am înțeles. Da. Luăm 30 de cupe, dar victoria din meciul ăsta în care tu m-ai bătut, cum mi-o dai mie? Adică o instanță judecătorească, cum decide că un palmaresul ce înseamnă? E un titlu de campioană, da, pe care l-ai câștigat pe un teren de fotbal. Am pus-o 34 de meciuri, tur, retur, câte au fost? 50, nu contează, da? Eu am câștigat pe terenul de fotbal. Într-un meci direct, eu versus Marian, Marian m-a bătut cu 2-1. Peste 4 ani de zile, 6 ani, 12 ani, 15 ani, rezultatul ăla rămâne acolo, da? Vine o instanță judecătorească și zice, nu, Oprișan are dreptate. Bun, eu am dreptate. Luăm terenul, că ăsta e fizic, luăm cupa asta. Dar cum îmi dai tu mie victoria din meciul ăla? O instanță judecătorească. Stă la masa verde. La masa, da, toate. Adică ei discută tot timpul despre palmares. Nu mă interesează active, pasive, cu tare. Hai să discutăm un pic despre palmares. Palmaresul ăsta nu e palpabil cu excepția unei cupe, a unei medalii. El nu e palpabil, l-ai cucerit în urma 34 de partide. Cât e jucabil? Unui sezon competițional. Sunt campionul României? Așa erau, ai ținut minte, atunci erau 17 cu 17. Bun, sunt campion al României? Peste 20 de ani nu mai sunt. Pentru că palmaresul pe care eu l-am obținut acolo a fost transladat la altă echipă. Ei vin și spun că din 97, de până în 97 e un palmares al Stelei, al CSA Steaua. Da. Da? Din 97 în 2003, bă, nu ne băgăm. Mă, așa spun, uite-te, ne uităm, azi nu ne bă. Din 2003 al FCSB. Da. Eu, domnule, te întâlnit cu domnul Victor Pițurca pe stradă. Să trăiești, da, fiți, ce mai face, ce face nepoțelul, mai jucați fotbal. Mama ta, când ai luat un titlu? Păi în perioada asta, 97-2003, perfect. Bre, mama ta, unde ești prevăzut? Păi nicăieri, că palmaresul ăsta, nu, băi, păi, ai luat titlu. Ai pupat cupa asta, ai săltat-o, au băut ăia din șampanie, că-s poze cu ei, albăstriți în capă, Ghencea, da? Cu rădoi, albastru, tânăr și așa mai departe. Aia, mă, ta unde ești? Că nu ești nici 97 înainte, nu ești nici după 2003. Mă, Victor Pițurcă, unde este? Că trebuie să mergem la judecătorie. Păi trebuie să mergem la judecătorie să aflăm, că deocamdată ăla e în aer, in the cloud. Nu te poți juca cu așa ceva. Cum adică, deci, Real Madrid cu Barcelona joacă din 1923 și acum noi să mergem, zice, cu instanță judecătorească din Spania, a decis că în 29 Barcelona titlul ăla trebuie dat lui Real. Da. Îți iau terenul, că vin și zic că ai făcut pârdălnicii și, bă, că terenurile astea intră la mine în baza că tu ai să-mi dai 300.000 de euro. Bă, îți iau și asta și o desfaceți aici de șuruburi și ți-o iau. Da. Dar cum îți iau ediția a patra a Victory Cup și o transfer la mine? Și zic, da, azi e palmaresul meu. Mai erai la Victorii. La Victorii, cred că am prins începuturile, ai prins, da. Nu, ai prins, mă, începuturile, sigur. Ia să-mi dați mâna apoi, deci fii atent. Când am venit noi să jucăm cu... Când am jucat la... Ia uite-mă! Ia! Mă, eu să stau, bă, băiete? Da, nu știu. Asta e la autobuzul, la 8, nu e la 8? Da, prima, ediție? Prima ediție? La 8 e asta. Ia uite-te, tu erai aici? Băi, băi, ia dați-mă palmaresul încoace. A, ia uite-mă, că aici era, era un pic... Aveai centrală atunci? Și a ieșit mașina mea, bă, bă, 282 Edi, ia uite. Ia să-mi dați cașcavalul, mă, pe aia. Păi acum păi e face pregătit sosul după aia. Înțelegi? Avem, bă, ia să-mi dați, mă, rezultatele de atunci. Bă, asta nu e glumă, că ei au murit pe terenul unii. Unii au alergat și au rupt ciolanele. Și a venit o instanță judecătorească, bătă la cu ciocanelul. Frate, tu când îmi furi mie ceasul și poliția te prinde că se uită pe cameră, mi l-ai furat. Îți dau pârnaie 3 ani, cu suspendare fără. Bă, da, palmaresul cumul. Și stai puțin, aici nu e vorba de Steaua, că oamenii o să înceapă, bă, Oprișene. Nu, hai să o luăm cu domnul Jambon, cum zic eu, cu Zambon și cu ăia, că ei au început primii la Timișoara, cu AEC-ul. Cu AEC. Ei au început primii, Poli AEC. Și au zis, bă, e trofeul, trofeul luăm paharul ăsta. Dar palmaresul e la cine e, mă? Păi ăia cu al de Păltinișanu, cu ăia când își cau în Cupa României și așa mai... Nu, bă, e palmaresule. Cum, bă, să iei palmaresul o instanță judecătorească? Nu știu, asta nici eu. N-ai cum să... Mi-a dat cu virgulă tot timpul. Dar fii atent. Hai, uite, vreau să te întreb altceva. Poate nu s-or fi gândit. Ai o sol... Deci s-a ajuns în punctul ăsta. Da. În care lucrurile stau așa. Da. Palmaresul acolo până în anul ăla. Am soluție. Exact. Spune-mi o soluție. Soluția este să trecem vis-a-vis în cimitirul Ghencea, nu e bășcălie. Și să mergem la mormântul lui Piția Polzan. Și să-i spune, nea Piția, am venit la mata cu unul de la FCSB și cu unul de la CSA. Și să le zici, mata, care este Steaua. Să ridic o palmă de acolo și strige una după ceafă amândurora. Mergem aici vis-a-vis, la Neiliuță Savu.
fondatorul Stelei 7 iunie 47 și zice, bă, Neliuță, iartă-ne că te dragi, am venit la mata să aprindem o lumânare sau ceva. Băiatul este reprezentantul CSA Steaua, al echipei de fotbal, care face parte din Clubul Sportiv al Armatei și dumnealui reprezentantul Gigi Becali, FCSB-ul. Și acum mata ales să te ridici un pic de aici și să ne spui, mata, care crezi că uite, așa s-au întâmplat lucrurile. Primești o palmă după ceafă de cazlat. Asta e soluția. Când se duce ăla de la Atletico, e reclamă. Se duce fanul lui Atletico în 2000, când ei au picat, sau da, în 2000, când au picat în B. Și se duce taxul cu copilul. Înnebunești dacă o cauți pe internet. Și se duce taxul cu copilul în cimitir. Tată la tatălui, deci la bunicul ălui amic. Și zice, băi, am venit să spunem că o avem grea. Exact așa este. Ăla micul cu fularul Atletico, taxul cu Atletico, la mormântul lui bunicul respectiv tată. Atletico pe vremea ta era altfel. Să murea pe teren, să nu știu ce. Noi acum am picat în B. Am venit să spun că am picat în B. Se face deja pielea ca de găină, știi? Și l-am adus și pe ăsta mic să spun că, bă, noi nu mai rezistăm. Eu destul am suferit acasă, ăsta mic nu vreau să-l văd plângând și am venit să spunem că ne despărțim de Atletico și că nu mai suntem fani Atletico și nu ne mai interesează. Scoatem fularul. Și ăla mic ia fularul și îl pune pe cruce. În dreapta aici, un brad. Și creanga unui brad, tuf, le dă o palmă amândurora. Și ia, bă, fularul repede înapoi. Ia la fularul, Atleti, Atleti, mamă! Exact așa și aici, știi? Ia, mă, repede fularul, zice. Cum e? Liniște, mormânt, cimitir. Da, așa. Ia, mă, repede fularul înapoi. Și, mamă, Atleti, colcionero! Și pleacă. Genială. Da. Exact așa și aici. Super. Ăștia care aveți tupeu cu tancurile de la UME0, CSA Steaua, ăștia alunea Gigi, bă, care suntem, bă, șmecheri toți, hai la mormânt, la cimitir, când sunt ei șmecheri așa, și fața mormântului... Bine, dar trebuie să știi cine e Ilie Savu. Sau Piția Polzan, aici un pic mai greu, că așa alegem primul mormânt. Da. Mergem în fața, da? Mergem în fața nenea Piția Polzan, primul libero din istoria omenirii. Terminați, Dumnezeu să-l ierte, cu Beckenbauer și cu Piqué Alonso și cu Alonso Armando Piqué și cu nu știu care. Terminați cu ăștia, da? Nene, Piția Polzan era în 46 libero. Nu s-a născut, Beckenbauer e 47, cred. Născut. Sau 46. Avea un anișor. Era în Pampers, că ei aveau Pampers născutece ca noi. Mergem în fața la Piția Polzan, care închidea ușa în vestiar și zicea în genunchi toată lumea. Și Neimi zicea, cum în genunchi, că noi suntem ofițeri aia. În genunchi, bă! Și punea în genunchi. Băi, nea Piții, s-aude dreacu că ne-am pus în genunchi și ne-am rugat. Nu v-ați rugat, vă bate joc de tricoul CCA-ului și voi ne bată ăștia de la Ploiești, ne râdă noi. Ia 2 ani de zile luăm titlu, bă. Și ce să vezi, am luat 2 ani titlu după aia. Că ne-a pus ăla în genunchi. Mergem cu alea, să uite și în fața lui Neimi. De ce să mergi la cimitir? A ne suim în avion. 6 inși din presa sportivă aleși. Bă, vine ăla de colo, de colo, de colo, de colo. Și cu 2 reprezentanți. Unul de colea și cu unul de acolo. Și mergem la Neimi acasă. Și ne dă Neimi o măsuță, bem o colicioaie, că noi stăm deoparte. Neimi, au venit băiatul ăsta stânga și băiatul ăsta dreapta. Să zici, mata, care-i Steaua? Păi nu se ridică și-ți dă două după ce a făcut cu toată feblețea dumnealui și cu toată noblețea dumnealui, pardon, da. Și feblețea și noblețea și... Da. Adică e foarte greu să te duci acum, Barcelona să desfințează de mâine, că nu mai au bani, nu știu ce cutare. Și ăla să vină să spună, băi, Liga Campionilor de ați luat-o voi cu Lionel Messi, n-ați luat-o, mă, pă, că nu erau bani, banii erau de la un fond de investiție. Noi ne-am decis să dăm noi echipe. Ce să dați noi echipe? Trofeu. Da, mă, trofeu e alb. Aia, cupa mică, uei, dă urechi, o dai ăluia. Și acum ce facem? Păi dăm și finala de la... Ce finală dați? Păi aia cu Juventus. Păi cum o dați? Așa, ia-mă finala? Da. Păi și vine Leona și zice, prințule, și golurile mele, păi dăm și golurile tale. Păi cum mi le dai, pe YouTube? Adică nu e atât de simplu, de, gata. Nu, serios, chiar nu vezi... Chiar nu vezi o rezolvare. Timișoara au fost două, Craiova-s două, Rapid sunt două și Dinamo-s trei, am înțeles. Adică trei sigur sunt. Dar fii atent, și la Craiova, două, că tot ai pomenit, pare că s-a mai... Păi unde? Că am văzut că a trecut bădiță zilele trecute. A trecut de la una la alta. Da. Păi cum? Pare că s-au... Păi ce s-au? S-au mai regla, s-a mai învățat lumea, ca să zic așa. Da. Nu, dar chinuie trebuie să explici unui străin. Bă, de stai așa, mă, Steaua aia București care a câștigat Liga Campionilor. Ce s-a petrecut, mă, cu ea? Și încerc să-i explici în engleză, abia de baltă, sau în spaniolă, sau în italiană. Nu, știi, să-i spui și ăla să uite. Păi nu, ăla să uite la tine și o să zică... Ăla cred că zice la sfârșit. Ai, puta madre. Cred că ăla nu înțelege la sfârșit, că s-au luat alea, s-au făcut așa, a venit ăla și... Dar tu ai mai auzit de vreun astfel de lucru petrecut în... În țările civilizate, să dai palmaresul cu o instanță judecătorească, tot respectul pentru judecătoria, dar ei au analizat un dosar. Da, ei au analizat... Pur și simplu, cred, faptele, acte, nu știu, niște acte, pentru că
într-adevăr, asta cu palmaresul este și pentru ei. N-am înțeles-o, nici nu am mai vrut să mai... Dar ăia băieți, întrebăm pe Trică să-l sunăm acum sau pe Aliuță. Bă, voi unde jucam între 97 și 2003? Lasă-i pe ăia până 97, am înțeles, cu ce au, daună, ce... Și ăștia din 2003 sunt toți al lui Gigi Becal, e clar asta. Da. Dar hai să-i luăm pe ăia din 97 până în 2003. Bă, voi unde a jucat? Și dacă a jucat și el vine și spune, am jucat la Steaua, bă, că atunci nu era FCSB, perfect. Bai cu Ceri ceva, o supercupă ceva. Cu Rapidul, Cupa României, da. Așa. Trofeul la cine? Păi e la sediul federației sau e acasă la mine, perfect. Dar palmaresul ăla, adică cupa în sine, Cupa României, unde e, mă? Păi stai, zice că ăștia n-au, judecătorii n-au decis încă. Păi mai așteptăm cât e, 12 forum sfert, până la cât îi așteptăm? Păi nu, bă, că nu decid așa. Ei decid în... Cum? N-ai cum să faci lucrul ăsta... Gândește-te prin absurd, du-te mai departe și mergi la o altă, dă fotbalul deoparte, uită de Steaua și îi spui doamna Lipo, dumneavoastră, când ați luat cu vârstă falsă, aveați o vârstă mai ușoară și noi ne-am gândit ca titlul de la Atlanta în 96 să vi-l luăm. Corect, sportiv, va încerca să păcălești și așa mai departe. Dar cum îi mus palmaresul pe altă barcă cu o decizie judecătorească? Cum? Vrei să mă prinzi acum? Nu, nu, că nu știu nici eu. Nu, dar e ceva... Nu, e clar că trebuie să cobori un palmares acum... nu se poate judeca pe și nici acte, cred că nicio nu știu, instanță, pe acte. Nicio instanță este o chestie sportivă. Și nicio instanță sportivă nu poate să decidă, că n-au fost ei la meciul din 98. Corect? Din 2002. Da. Și așa mai departe. Deci și... tu spui că o va ține la lung treaba asta. Păi știi ce, vreau să fiu acum ironic și răutăcios. Noi am avut 35 de miniștri educației în 34 de ani după Revoluție. Crezi că asta e cea mai importantă problemă cu unde-i palma, unde-i Steaua împărțită două? Noi avem 311 școli în București când moare Ceaușescu. Câte școli avem acum în București? 311. N-am construit niciuna în 34 de ani. Câte spitale? Dacă nu vreau fetele la două să facă la Marie Curie în spate acolo 9 etaje de spital, n-aveai nici alea și așa mai departe. Adică... miliarde de probleme. Doar atât trebuie spus, că în 2006, când Dimasu a făcut corect și fotbalul românesc avea rezultate, da? Tu erai eurofantastic, da? Rapidul, eurofantastic. Așa, Steaua avea 6 milioane de 6. Am văzut studiu, deci o lume a zis că unde avea, bă? De simpatizanți. N-am zis de plătitor de... Deci, în România era doar Borsec și cred că Dacia. Ca... brand-uri recunoscibile. Zi-mă, când zici România, ce zici? Și ăla zicea Dacia cu tare și Steaua. Erau 6 milioane, deci era un bazin imens. România avea 18-20 de milioane. Fiecare al treilea om era simpatizant al ceea ce era Steaua în momentul ăla. Sau adică, încă nu se... Da? Tu dă-ia ți-ai bătut joc. Acolo-i treaba, nu la cine-i palmaresul și cine. Du-te de vorbește cu oamenii ăia. Du-te de vorbește cu oamenii ăia. Că nu e vorba de la cine-i palmare. Du-te și vorbește cu 6 milioane de oameni pe care i-ai dezamăgit. Nu discut eu cum, în ce sens i-ai dezamăgit, adică că te-ai dus și ai luat palmaresul de la unii, că a trecut echipa la alta, că ai vândut jucători la un meci de table, că la marți a fost, pleacă doi jucători la marle și dubla mută doar unul singur și așa mai departe, asta, știi? Bun. Poveștile astea. Bun. Cum se dădeau jucătorii. Du-te și vorbește cu ei. Bun. Am rezolvat-o pe asta, da. De mâine aflăm rămâne... cine, cum e cu palmaresul. Ne-au rezolvat și judecătorii, dar vreau, vorbeai de Piția Polzan și de lideri. Vreau să te întreb, care crezi că a fost cel mai mare lider al fotbalului românesc? Dar noi nu i-am prins pe ăștia. Noi nu i-am prins pentru că numai... Din epoca din povestirile... modernă. Din epoca modernă, pentru că așa mi s-a povestit de frații Vâlcov. Petea, Volodea și Cucolea, veniți de la Mihai Viteazul din Basarabia, veniți la Venus, când jucau negri de pe splai. Bodo la Calu și așa mai departe. Aurică Guga, adică niște jucători pe care nu i-am prins. Din ăsta modern, vorbim de la noi, da. Cred că Costică Ștefănescu, Costică Ștefănescu și în partea asta la altă Tudorel Stoica. Adică liderul ăla care... impunea prestanță. Bun, eu marcam goluri, tu apărai, dar ne trebuia unul să ne sudeze. Nu-mi dau seama la Dinamo cine ar să-mi vină așa repede. Că Dobrin și cu Nea Iliuță, Dumnezeu să ierte, erau mingicari, erau, asta e altceva. Și dar lider Gică Hagi, așa, Gică lider Hagi. În vestiar, știi? Adică când se închidea ușa, ceva de genul să poată să-i spună antrenorului, Nea, mister, lăsați-ne un pic, am treabă cu băieții.
Există vreo poveste care te-a șocat de la unul din lideri, așa? Păi asta a fost cu Apolzan, când mi-a povestit-o Nea Imiene, că i-a pus în genunchi. Bă, în 53, când tancurile sovietice încă mai erau, păi să-i pui în genunchi pe niște ofițeri ai matei române, în vestiar, și niște jucători, însemna ceva. Așa poți să spui că și Rădoi, păi nu, bă, că ăla era nebun. În momentul în care Rădoi se duce și taie mâna în cioburile de la hidrantul de la Bistrița, înseamnă ceva. Probabil că sunt alte foarte multe povești pe care noi nu le cunoaștem din vestiar. Când oamenii efectiv au zis, ia închideți-mă ușa, mister, ieși un pic cu 3 minute că e între noi. Știi? Dar uite-te puțin, Costică Ștefănescu, ce a făcut din echipa aia. Uite-te puțin la Tudorel Stoica. Băi, uitați-vă la pozele în care dumnealui apare el nejucând și e îmbrăcat în echipament. El știe sigur că nu joacă la Sevilla. Și se duce la ăia și le vorbește, care bateți, mă, lovitura de la... Putea, bă, eu nu joc, asta e... Da, normal, stau departe. Haide, tată, care dăm, care și așa mai departe. Gică Hagi. La Gică Hagi, asta cu chestia cu liderul, cred că a fost și mai mult vizibilă pe teren. Adică, bă, o avem grea de tot ce dracu facem. Dă-i mă mingea lui Hagi că se descurcă el. Și de aici a plecat treaba, știi? Că așa probabil că și Gică Popescu, adică tu Gică Popescu gândește că intrai în vestiarul Barcelonei, că ai tras bilețele, că nu. Da. Băi, erai capitanul Barcelonei. Am înnebunit la cap. Da, cum nu i-am înnebunit la cap? Dacă ne gândim astăzi, bine, a ajuns Drăgușin, cine știe ce va fi în, că uite. Da, și ne-am gândit să-i facem o analiză pertinentă la primul meci al lui Drăgușin, dacă la faza aia era să-i dea gol, da, el a greșit-o sau nu. Băi, am luat o raznă de tot. Nu e notor asta de tot, ăla a intrat în 8 minute, 7 da, minute. Da. Vorbește o engleză impecabilă, vorbește o italiană impecabilă, are 21 de ani, mâncaiași gurița lui, sau 22, cât are, da? Da. Și joacă la... Deci fii atent, ăla trebuia să strângă, ăla l-a lăsat pe ăla, asta facem noi, mă, analiză dacă ăla... Păi ce, m-a jucat 40 de meciuri? Lasă-l, bă, pe băiat, că acum 6 ani de zile era la Cupa Coresi. Era în spate la Casa Presei și dădea pase cu Latu și acum e la Tottenham. Nu, mă, da, mă, dar nu, trebuia să aleagă Bayern, München, băi, toți suntem, oricum suntem specialiști la orice, mai ales la fotbal. Da. La fotbal suntem Dumnezei. Lasă-l un pic, dar nu, pe serio, băiatul ăla. Nu-i șocant un pic un român într-un fotbal, ok, am ajuns la turneul final. Hai să spunem și ce avem de spus clar. Așa ai ajuns, Franța, Danemarca și România ca număr de goluri primite, că noi o dăm numai că Bulanul, Lunea, băi, ușor, că e Franța, Danemarca și România, n-ai niciun frâng. Păi cine, mă, cu Kosovo, cu aia? Stai cu minte că bine, Italia s-a chinuit cu Ucraina. Exact, asta spune, adică trebuie să vedem și lucrurile bune. N-avem echipe în cupele europene, nu știm cum arată cupele europene în acest sezon. Nu le-am mai văzut la față. Dar un român este curtat de Bayern, da? Se refuză Bayern, nu știi, înainte nu se refuza Steaua, nu? Trebuie, nu știi să scrii Bayern München. Serios? Dar tu nu ai văzut cum a făcut cu Popovici, că a venit, a luat și așa mai departe și după aia când s-a dus la Fukuoka sau unde s-a dus și n-a mai luat azi. Bayern. Nu, deci e un flat, mă, și el. Păi sunteți nebun la cap. Da. Noi n-avem două bazine, cel mai tare bazin din București la Autopeni. Exact. Știi? N-avem apă caldă, că-i stricat boilerul de la Floreasca și umblă de 2 ani de zile președintele de la Polo să caute un boiler să încălzească apa. Leagănul bazinul, leagănul poloului românesc nu mai funcționează, că nu găsim un bazin să încălzim apă. Ori în apă rece nu prea poți să te bași, că e minus 8 grade afară. Și așa mai departe. Și acum a venit și spune, bă, deci Drăgușin trebuia să strângă la ăla, ca într-un cherpedin, că l-a lăsat pe ăla, care, deci pe centrare, că dacă lua gol și așa mai departe. Sau Popovici, bă, nu mai e ce era, a fost umflat un picuț și, uite, vedeți că s-au sacut ce, mă, în locul 7, 8, nu, na. Dar noi nu ne dăm, mă, că, uite, exact cu ce începuse, știi? Nu ne dăm seama de locul în care... Adică de unde pleacă el? E un miracol tot ceea ce se întâmplă în sportul. Uitați-vă la UBT, ce face UBT-ul. Pleacă de la minus 18 cu ăștia de la Ulm. Băi, frate, e minus 18. În primul rând, ce psiholog au ăia, la minus 18 la basket, profesioniștii o să zică, haide bă, că nu e așa de greu. Bă, 18 puncte în sfertul al treilea, mai un sfert, s-a terminat treaba și bat 85-81. Uite, dar câte din ale numărăm, cum zic eu, pe degetele de la o mână ciungă, structurile astea care au reușit. Da? Că a fost un nebun acolo, domnul Cristescu, cine, toți nebunii ăia, sau nebunii în ghilimele, în sensul frumos, s-au adunat, bă, să facem o echipă de basket. Și a început ușor, ușor și te-a dus și bas pe Ulm. Bă, mă, nebunii, bătem, cine e campioană mondială la basket? Germania. Nu e Germania? Da? Germania e campioană mondială la basket. Da. Ulm, de unde e, locul 3 în Bundesliga asta lor, în Basketballsliga asta lor. Nu mi se pare, mi se pare o performanță. Știi? Da, totuși, exact. Adică... Și ei și joacă într-o sală polivalentă pe bune la Cluj. Ei chiar au sală polivalentă, știi? Da. Și noi venim și ce așa, băi, stai cu minte că
Astea sunt toate niște miracole, categoria mira. Miracol nu mai este în momentul în care ai patru echipe sau trei echipe în cupele europene la basket. Stai, mă, nu mai e miracol, uite cum merge. Miracol e când iei la toate turneele pe la care te duci minim o medalie. Un argint, un aurel, un bronzuleț, un nu știu ce. Dar tu când te-au prins pe Sandra Izbașa pe stradă, ia-o, bă, și nu mai lăsa să pleci. Că e ultima. Când îl prins pe ăștia la canotaj... Am întrebat-o pe doamna Lipo, eu nu m-am prins, n-am știut. Și zic, câți mai aveți de calificat? Și a zis, niciunul, că de la toate grupările le-am calificat, și la fete și la băieți. A, zic, scuzați-mă. Eu știu așa, doamna Lipo, câți mai aveți de calificat? Și a zis, niciunul, e avionul plin, 55 de inși sunt de la canotaj, de la mine, de acolo. A, mă iertă, zic. Nu știu. Eroare. Deci facem numai antrenamente, da. Acum. Jucăm meciuri amicale la canotaj, cum ar veni. Că nu mai e competiție să-i mai califici, că-s calificați. Și oare? Păi și trebuie o Lipo, un potec, o Camelia Potec și încă vreo 2-3 ca să te duci iarăși la gimnastică. Dar ce facem acum, luăm câte un om? Nu, tu trebuie să ai o structură, un fenomen întreg. Ai o oră la liceu și două ore la gimnaziu, mi se pare, de educație fizică. Da, toți sunt bolnavi și au hepatită, scutiri. Da. Rupem pe șaurma cu toții, nu că n-ar fi bună, că e bună, rău de tot șaurma. Dar nu ești nimic. Păi numai, că numai, după aia mă moleșesc. Da? Mă culc cu capul pe masă, mai mă trezesc la 4. Terminăm la... Terminăm, cât după ce terminăm, încălzim un pic la o microundă și... Fii atent. Ieșim și un pic afară. Te-am văzut... Te-am văzut aici, mai dăm un pic imaginele. Hai să nu, că ne aducem aminte. Nu. Asta e la Fece Robuști, bă, mi se pare. Nu e cu Fece Robuști? Ia stai, mă, nu dați imaginea, dăm imaginea dinainte. Nu dați asta. Băi, băiatule. Aia dinainte. E la Fece Robuști. Uite-te, transpirație. Dă-mă stop cadru un pic, vorbeai de lider adevărat. Uitați-vă chip de jucă. Deci Costică Ștefănești cu Tudorel Stoica și Cătălin Oprișan, că am uitat să zic. Bun. Nu, am spus imaginea asta. Stai puțin că ajunge și acolo. Da. Chiar trecem așa dintr-un interviu în altul. Nu. Ia uite, bă, băiat. Vreau să-mi spui așa. Ce tu ești... Ce? Nu sunt eu. Tu ești scouter acum. Analizează-ți jocul. Da. Băi, atunci ne mișcam. Începusem să tropăim ca elefanței. Deci nu mai ne mișcam, tropăiam. Dar am zis așa, tată, de exemplu la Cupa Presei sau la Naționala Presei Sportive. Bă, să vină 2-3 băieți tineri. Și noi ne dăm deoparte. Și au venit unii numai cercei, numai craci urechi, dați-vă drumul acasă. Dați, numai așa făceau, how, no look past, ce aveți, mă, de nu vă uitați la om. Nu m-am figur tot. Vino, bă, unul de ăsta care cară pianul, că noi nu suntem pianist, alergăm un pic, o oră după ceas. Că acum au apărut toate sculele astea și vezi cât alergi și așa mai departe. Fii atent, aici e prima ediție, da? Nu mai fi, mamă, prima ediție asta, frate? Prima ediție. Da? Mai aveți imaginea dinainte? Cât e asta, 2014? Bă, fii atent, ia uitați-vă un pic, uite-te, unde e, care e camera asta, da? Mamă, țin minte că m-au alergat băieții aia, m-ai băgat într-o echipă, m-a băgat Dragoș pe echipă cu niște băieți, mâncați-aș gurița ta și colma cu talpa, băi, unchiule, lasă ușor că mor dracu de inimă. Dar fii atent, uite-te aici, fii atent, știi cu cine semeni aici? Ia, fii atent, cu lui Serichie, cu cine, ia, zic. Băi, ceva rece să mă duc să-ți iau? Ai ceva din da, ceva fi. Din Lobons combinat cu Hagi, dacă ga, vă zice. Ga, da, ia mă, te mănâncă tu tot. Ia mă. Da, serios, fii atent. Ediția asta, câte echipe a avut? 8. Dragoș, câte sunt acum? 192. Deci 8. În 10 ani. 192. 10 ani, anul ăsta e ediție. Mă, dar nu după meciul ăsta, știi, după când, mă, după ăla de-am jucat la o școală și cu Toni Doboș, s-a plecat puternic la Calif Poșa, urma asta până la 2 dimineața. Deci de-aia îmi plăcea mie la Victorii Capsovie, da? Că tot timpul era repriza 3. Păi asta e că acum lucrează Dragoș la, la ceva frumos? La ceva frumos, dacă te-o șaurma după fiecare partidă. Ca să... A mers cu Toni Doboș, cu toți băieții, cu Dani Oțil, cu toți, cu Camara... Până au strâns ăia scaunele pe mese. A zis, băi, băieți, trebuie să închide mâncava și gura voastră. Am înțeles, ok, că depărați amintiri. Dar îți vine să crezi de la 8 echipe la 190? Băi, eu am spus așa, orice om care face sport în ziua de azi, într-o societate care nu mai pune accent de la 4 ani până la 80 pe sport, oamenii ăia trebuie felicitați. Că mergem și biciclim, că alergăm prin lacul Mori, că venim la Victory Cup, că mergem la karate, la MMA, ducem fetițele la... în not, la tenis, la și așa mai departe, toți oamenii ăștia fără ipocrizie trebuie, păi cum, mă, nu-i normal să duci copilul? Da, dar nu în societatea noastră de azi, în care nimeni nu mai pune accent pe sport. Hai, mă, lăsați-mi o oră de educat. Bă, când organismul ți se formează, tu intri în clasa nouă la 14 ani, ești la 18, îți crești ciolanele, te dezvolți oasele, sistemul osos, ți se dezvoltă ăștia și așa mai departe, plămânii, ce ți se dezvoltă, rinichea, bananca, nu sunt specialist. Dar e clar că organismul tău atunci se dezvoltă, tu pui o oră. Lasă-mă și pe aia nu o facem. Deci tu ai 4 ore într-o lună de zile. Tu ai 4 ore într-o lună de zile pe care două nu le faci, că îi naști pe afară. Exact.
una, și una în scutire, și în rest mi-a dat prof o minge de basket. Exact. Toți oamenii ăștia care vin, că aici nu e vorba că faci reclamă la Victory Cup, toți oamenii care vin la Victory Cup, că se duc să noate la bazinul nu știu care, că se duc în parc și dau 6 ture de teren, mă duc și mai jucam, acum știu că o să râdeți, dați-vă cu strugurel ca să râdeți ca lumea să nu vă crape buzele, Cătălinuș Oprișan, 120 de kg nefeliat, s-a băgat la, nu-mi vine să spun, padball. Ma. Băi, dați-vă deoparte, băi, ia, dă-te de la geam de acolo ușor. Deci de 2 ani de zile mă duc la Complexul Sportiv Național cu Alberto Boțoghină și cu încă niște băieți, cu Motanu, cu Finu, vă pupă toți. Intrăm într-o pușcă din aia, închidem aia și dăm padball. Băi, vreau să mă apuc și de techball ăla, dar să văd unde găsim o masă săptămâna viitoare să încerc. Și mă duc la padball acolo. Ce iese nu contează, adică ne-a luat de multe ori cu Targa, cu Smurdu, cu Arafatul. Dar mă duc de militari, mă duc de militar până acolo și jucăm, tăticule, 2 ore. Bă, 2 ore jucăm. Nu, asta vreau să zic. Da, suntem noi în extra time, dar... Dar lasă-o naibii de mai băi, dați-vă de la geamuri de acolo să nu picați. Da, avem aici, dacă... Dă-mă o minge, că acum n-am adus așa. Ia, fii atent că mergem după aia, fii atent. Băi, mergem după aia, mi-arăți un pic. O servesc cu perete, cu gardul, cu ăsta, mă, cu perete. Da. Mamă, cât mi-a luat să înțeleg cum cade mingea, dacă trebuie să cadă în bucățică, ai oprești, mă, puțin, în ce bucățică, mă, trebuie să cadă. Băi, mă, pricene, ești retard, nu pricepi. Mă rog, nu asta vreau să spun. Și acolo plătești 5 lei sau 10 lei ca să poți să intri pe pista aia de tartan. Sunt oameni care vin, specialiști, atleți, care aleargă pe treaba lor, dar sunt zeci, hai să nu zic sute, să nu exagerez, seara când mergem noi, sunt zeci de oameni care vin să alerge, frate, acolo. Dau 10 lei și dau ture, nu-i încurcă pe aia care aleargă pe primele 2-3 culoare, să bagă și ei mai grăsuri, mai dolofan, dar fac exercițiu. Oamenii ăia sunt de admirat, pentru că faci o oră jumate în trafic dus, o oră jumate în tor. Noi stăm 3 ore, eu nu-l văd pe fiul meu 3 ore acasă. Da, în trafic stau 3 ore. Și ajungi obosit acasă sau nici măcar nu mai ajungi acasă și pleci de acolo, de la serviciu sau de unde e munca ta, ce faci tu, obosit în partea altă, în piper, așa și mai de-aia, și vii acolo ca să alergi. În mod normal, într-o țară civilizată, în Germania sau undeva unde ăia aleargă, în Spania, nu e de bamă, de aplaudă. Ce m-a venit unul și își face condiție fizică pentru viața lui, pentru viitorul lui. Ce dracu, bă, Prișan, ai luat-o raz, dai, te aplauzi pe aia care aleargă. Dar în ziua de astăzi, unde nu se pune pe nimic. Eu când am intrat la jurnaliști în telecomunicări, Universitatea București, gata, bă, s-a terminat, a zis, bă, dacă e sportul, e facultativ. Deci după ce că în școală începusești deja să nu mai, să nu mai faci nimic, azi gata, bă, deci, bă, dezvoltarea noastră se termină la 18 ani cu o oră de sport. După aia la facultate, ce, bă, la construcții sau la jurnalist, ne trebuie sportul. Și am găsit un prof care băgase disciplină, Dumnezeu să-i dea sănătate, nici nu știu dacă mai trăiește, că 30 de ani de atunci, și chemau fetele la să joace basket în sală la Sorbonica acolo sus, la chimie. Și ele zicea, băi, Cătălinușe, cu unghiile astea am mers să joc basket, ce dracu, mă. Și au venit cu mânuși. Și când le-a văzut proful, a zis, Căline, că mă confunda cu Cătălin, să moară măicuța mea. Le-a adus pe astea care joacă basket cu mânuși. Dă-le afară, că le las corijente pe toate, Căline. Ei, făcea. Domn profesor, ele au unghiile lui. Au, Căline, joacă basket cu mânuși. Că a zis, cum mă să veni să bate mingea de să rupă unghiile, că am fost la manipedii. Normal. Da, nu, poate asta era cu 30 de ani. Astăzi e mai rău. Dă-mi acel interviu, că vreau să văd aici. Râdem în continuu. De ce Benny Hill e cascadorii râsului toată uite, ziua azi? Uite aici. E incredibil. Adică... Avem și burtiera aia cu robuștii? Sau cum era? Ia, fii atent. Ia. Da, și avem vorbe, da? Păi cum mă, ce era sau mut? Doar... Nu? Băi, am crezut că e pe mut televizorul. Incredibil, dar fii atent, puteam să și... Ia. Spune cuvântul, nu mai avem niciun genunchi, dacă se poate să-l rugăm pe colegul, da? Nu avem nici genunchi. Avem și burtă, am mai suferit și o contuzie în zilele trecute, este mai de capul nostru, dar am venit, am promis că am venit. Vorbesc, bă! Noroc cu băieții ăștia mai tineri din echipa noastră. A. Manager, bă! Stop cadru aici, manager, bă, aici! Manager! Și de All Boys, competiție, că ne înscriem acolo. Nu am fost meciul. Păi nu se vede? Ați văzut? Deci eu mă gândeam deja la viitorul acestui etap. Bă, exact, aici ne-au ovit cu țigări, bă, aia fumau, zicea, bă, stingeți un pic țigara, că am intrat, suntem în direct, ne-au ovit, da, și... Iată, dar ce păi discurs, adică... Bă și nu făceam! Da, aveai aliură, adică aveai ceva din fotbal. Și mă gândeam și la viitorul Victory Cup, am zis, băi, n-aveți o competiție de All Boys. Eu din prima zi mi-am dat seama că-s la All Boys, la Master. Eu din prima ediție, de la a doua, mi-am dat seama că nu-i locul meu acolo. Veneau dracii ăia, jucau, ghidonau cu talpa, cu stai, băi, băga... În primul rând, uite... Ia. Ia uite, eram pe logo, bă. Doi la mână greu, pentru că de la pământ încolo bătrâneța spune cuvântul, nu mai avem niciun genunchi, dacă se poate să... Niciunul nu mai avea.
Deci fii atent. Asta e de la un băiat de la bloc la genunchiul, nu e al meu. Dar fii atent. Mă gândeam acum cum ar fi fost după aia să dădea legătura în studio. Da, și s-a analizat cu varul. Bătusem cu 4-0 aici, n-am mai bătut niciodată după aia. Ne-a pus ăsta, ne-a programat la mama dreacu la ora 2 noaptea, că vedea că batem în continuu. Și a zis, ia pune-mă pe ea la 2 noaptea să nu mai poată să vină. Și n-a mai venit și ne-am retras, nu știu ce am făcut, pardon, am făcut competiția de râs. Dar mă gândeam de atunci, deci eu mi-am dat seama că ne-am văzut pe ea cum o ghidonau și am zis, bă, cred că da, All Boys e locul nostru. Vreau să pregătim și pozele alea, avem niște poze. Altele? Nu, altele cu tine nu mai avem. Mă, dar alea au fost frumoase. Alea au fost frumoase pentru că veneam, jucam, țineți minte meciurile alea de All Stars în care se strângeau bani și mergeam și ajutam niște copii. Tăticule, era... Ia uite. Păi Jair e mai tânăr decât aici, mă. Jair a întinerit, ești nebun? Se pare că e mai bătrân? 50 de ani are Jair? Da, că e 74. Deci fantastic, nu? Dar omul ăsta n-a păcălit niciodată fotbalul. Când chiar a păcălit vreodată? Când a păcălit? Să zici, băi, copiilor, pentru că păi când ai păcălit vreodată? Băi, e lozincă la ei, e lemă, n-ai păcălit fotbalul, fotbalul nu te păcălește. Nu te lasă. Zice, unchiule, dacă ți-ai bătut joc de mine, mă, și dacă mai faci puțină burtică, mai faci puțină gușă ca jucător profesionist, mai ai barba albă și așa mai departe. Băi, e ca mersul pe bicicletă, organismul și-aduce aminte și zice, băi, ăsta a fost fotbalist 25 de ani. Hadi, mă, revino-ți. Exact. Că mai un șprițac, e mai o repriză a treia. Bănel e unul la unul. Eu cred că era mai gras acolo să mor. Da, dacă ne uităm un pic... Hai să o dăm că e unul la unul. N-avea nici porul ăsta gelat. Da, acum și-a schimbat, a intrat pe... Ha, pe șmechereal. Ce... Păi ce să zici de ei? Nu, dar ce spui, ce spune Real Madrid, îți vine în cap? Da, tonto gol. El tonto gol. Am fost la meci, eram acolo când a dat, eram la 2 metri jumate când a dat pas. Am fost pe Bernabeu. Acolo? Acolo, în fața mea s-a dat, că eram la poarta asta. Cernea era, nu? Da. Cernea și acolo. Când s-a încălzit Roberto Carlos, s-a încălzit aici. Am fost rândul... și tu la el. Bă, ieși! Păi n-a zis atunci capelul că să nu mai prind că vindeți biletele, că sunt prea mulți suporteri echipei adverse la noi acasă, 25.000 de oameni. Ce dracu, ce bilete ați vândut? M-am dus acolo, țin minte și nu ne-a convenit locul și am zis, hamă un pic mai jos, mi-aduc aminte că azi, hamă un pic mai jos. Și ne-a bătut o doamnă pe umăr și a zis, băi, e locul meu. Păi stai bre, zic, n-ai venit târziu, a zis, unchiule, aici avem biletele, pot să vin când vreau. Hadi mă înapoi la locul nostru. Eu am crezut cum era la noi, pă, stau unde vreau. Păi ce, unchiule? Iau. Fotbaliști. Am fost odată, fiul meu a jucat la ei 3 ani de zile. Și am zis odată, ha, mă, să o punem în parte, tăticicu, ne-am lăsat după meci. Da. Oamenii jucați în Liga Campionilor cu 3 ani înainte, cu 5 ani înainte, ce să le faci, mă? Ce acum să le faci? Cum mai stau în clasament acum? Da? Sunt aici un picuț, aici mă regăsesc un picuț la Ali. La Ali? La Ali mă regăsesc un picuț, adică simt că-s eu. Da? Dar parcă nici chiar așa. Dar maestria l-am văzut. Maestria rămâne, tăticule. No, era... Maestria rămâne. Știi cum zic eu, băi, ăștia din ziua de azi n-au nici priț și nici ce să povestească de fotbal. Ăștia când se apun să povestit, au jumătate în viață de povestit de fotbal și jumătate din șpriț, dar povestesc 3 zile. Ăștia din ziua de azi, acum nu facem apologia băuturii pe repriza a treia, dar măcar să ai ce să povestești, niște amintiri, niște șprițache, niște... Dar fiate, povestește Ali cu... un pic la poza asta, dacă nu-i dați altă poză. Vorbeai de șpriț. Da. În afară de cei recunoscuți așa, cine te-a surprins că poate să... Ca să că rezistă? Că rezistă, da. Adică, bine, Tamaș e clar. Asta nu mai cu Semeghin, cu astea vechi, cu... Dar așa te-a surprins cineva? Pancone care mi-a zis, Cătălin, dragul meu, nu mai ai cu cine să mai bei în fotbalul de azi. Și eu zic, eu camera ascunsă undeva, zic, și ne filmează. Vorbea foarte serios. Nu mai ai. Nu mai ai cu cine? Pe cine, zice Burdujean, când a urcat în autocar și avea sponsor Red Bull, a zis să moară viața mea, ce e asta? Și ei au zis Red Bull. Ce? Red Bull. Bă, zice, ăsta e bun și gol, până atunci îl punea numai în whisky. Bă, zice, ăsta e bun și gol, ați nebunit? Păi zice, tu nu știai gustul? Nu. A venit, cine, Costi Căene, Dumnezeu să-l ierte, material în evenimentul zilei. Și a zis, băi, păi voi mă luați la mișto și mă zigniți cu Semeghin că e șmecherul care Dumnezeu băuturii. Băi, eu n-am fost treaz la niciun antrenament, a zis. Păi da, voi îl jigniți pe ei, nemă, nebunilor. N-am prins niciodată niciun meci treaz. Piții Apolzan l-am prins, mi-a fost antrenor, i-am fost la Dinamo, n-arăt. Am fost vreo
trei săptămâni, cred, două săptămâni jumate așa. Și venea Neapiția Bolzan îmbrăcat în alt cei că vine de la nuntă. Și punea mingea, pantofi, cu paiete, așa erau. Și ziceam, unde vreți mă să o dau? Și o dădea bonc în bară. Și vine ăsta Ronaldinho după 20 de ani și face reclamă în aia, că o dă ea și așa zăia cu mâna. Băi, Neapiții a făcut-o în fața mea. Neapiții, da? Am zis Apolzan, Piții Varga. Piții Varga. Piții Varga, Neapiții Varga, dacă, scuze dacă am greșit. Piții Varga o punea și ziceam, unde vrei mă să o dau? Eu. Și o dădea acolo, unde se îmbârligă, unde e sudura la bări. Dar știi pe cine, apropo de... Știi, cine... adică bă, am avut niște oameni mari pe treaba asta. Știi că e vreun fotbalist acum care crezi că... Care poate să ducă, da. Care... Nu, nu. Da, Grealish, Jackie. Mâncaia și gurița lui, ei au câștigat sâmbătă sau duminică seara, joi era îmbrăcat la fel. Joel era în short. Jackie e Dumnezeu pentru mine. El când a coborât în avion vineri, uitați-vă pe rețelele de socializare în Mallorca, era în short. El nu s-a schimbat 5 zile. Toți sunt cobericioai că în spate el apare cu sticlă de șampanie. După ce au luat liga. Da? Ăia s-au mai îmbrăcat la un costumaj, la un training, la copilul. El a rămas 5 zile în short. Uitați-vă pe pozele de pe agenție. El când coboară joi seară sau vineri, deci la 5 zile după ce au câștigat în Mallorca, că el după ce a terminat în Anglia a zis hai să bem ca lumea în Mallorca. Da. Tată, copilul duce mult. 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 L-a pus derbedoaie ca aia să arate cum s-a născut în Anglia, a învârtit harta aia, n-a nimerit niciodată, n-a putut să pună pământ. Dar asta ne interesează pe noi, să facem geografie. I-a învârtit aia harta, a zis, măi, nimerești localitatea de naștere și s-a uitat la hartă și a zis, hai să moară. Nu. Dar în schimb, copilul când apare, ăia mai coberică, mă, ce este city, și apare el gâl-gâl-gâl cu șampanie. Deci copilul, eu zic că duce mult. Nu l-am văzut odată treaz după ce a luat... Champions League cu Marcel Țiții Dumitriu. Adică sunt și în ziua de astăzi. Da. Sunt și în ziua de astăzi niște jucători care poate să ducă mult. Da. Din fotbal românesc, uite, nu mai vine nimic din urmă. Păi nu vezi că nu mai vine nimic din urmă? Mamă, here. Ia uite-l pe Gigel, seamănă cu mine, să ne vorbim. Gigele... Ce sumă aici? 15 milioane de euro valorează? Acum e o echipă... Stancioiu, bă băiete. Daci. Joacă la noi și valorează 15 milioane, nu? 15 milioane? Astea sunt cotele lor la da, momentul, cred că, cel mai bun. A? Cum ți se pare? Stănciuiu, bă, băiete. Herea. Păi Herea n-a mai jucat, acum cred că mai joacă și acum la Metalul, nu mai juca acum vreun un an, doi. Să mor, nu juc, mai. Nu? Mai fratele lui juca, nu? Da, da, da. Ai da, ce da, vorbești? A jucat și el. Auzi? Gardoș după 3 luni de antrenament, eu zic deci, că prinde deci locul ușor. Eu l-am întrebat pe Gardoș. Chiar Gardoș după 3 luni, trebuie ca să mai să pună la punct un pic cu respirația cu astea, sincer, știi? Serios, ți se pare grea Superliga? Nu fi o răutăcios. Adică... Dacă ne apucăm cu Naționala, adică eu cu Cătălin Cârnuș, cu încă vreo 2 grași, pe fund facem față. Da? Da. Ace meciuri sunt... Bine, nu poți de o pase cu latul. Bine, mă, acum a venit specialistul de oprișan, știi să vorbească. Nu fi da, și tu răutăcios. Uite, apropo de lovirea balonului, crede-mă, unul dintre fotbaliștii care lovește extraordinar balonul și ți-o pune cam acolo unde vrei, sau chiar acolo unde vrei, că nu vreau să-l jignesc, este Gabi Tamaș. Deci Gabi Tamaș, l-am analizat pentru că am avut norocul, aș spune, să fiu lângă el mai mult timp și... Mă uitam că îți dă diagonale dintr-o parte în alta a terenului exact pe om. Foarte puțin fotbaliști în Liga 1 mai ales ăștia aduși de apropo de lider, uite Săpunaru în fotbalul modern. Săpunaru. În fotbalul modern și în astea, cu toate nebuniile lui, Săpunaru, tăticule, să cristalizezi o echipă, să o ții în jurul tău și o echipă precum cea a Rapidului, nu e ușor de ținut în frâu. Adică sunt niște oameni care au putut să fac acolo ceva în vestiar, exact cum zic eu, ia închideți-mă ușa. Că asta e important, nu când ești cu antrenorul, să fii, că e prelungirea antrenorului pe teren. Băi, hai să închidem ușa. Fii și atent. Atunci să vedem. Anul ăsta FCSB-ul? De ce mă pui cu asta? Hai să când de Barcelona discutăm, de nu, serios, Girona, din, de... Din, nu mai mă uit la fotbal românesc din 2006, n-am văzut niciun meci cap-coadă din 2006. Mi s-a pus pat atunci, am avut o problemă și nu am mai văzut niciun meci. Cap-coadă vorbesc. Deci să mă uit la un meci din campionatul României, cap-coadă. Eu consider că fotbalul românesc s-a terminat 2006-2008. Am mai avut urziceni. Dar cum ai avut tu presimțirea asta că se va termina? Dar n-am avut nicio presimțire. Am zis, a, nu, am zis că, băi, gata. Dar ne s-a mai dus spune? Clujul după ne aia. Spune de ce? Am avut o discuție cu un conducător.
care mi-a zis că fotbalul e așa și eu am zis că nu și am zis, nu mă mai interesează. Și... Hai spune-ne că nu, pare nu. Că ne-ai mai povestit nu, cu nu, asta nu, știi ce se întâmplă? Interesantă. Ce se întâmplă? Ideea este că s-a și scurtat timpul, adică alea 24 de ore au intrat la apă. Da. Și atunci intrând la apă am zis, frate, dacă tot este să mă uit la un meci, ai să mă uit la un Barça cu Real sau la un Bayern cu Dortmund, dacă tot. Fără să jignesc pe cineva din liga noastră, că pe vremea aia era cu Snagovu cu... și așa mai departe. Și am zis, bă, nu. Dar neipocrizeală, adică, mamă, tușesc dacă mă uit la... Nu. Mai fost niște meciuri din cupele europene, m-am dus, am luat un prieten, am mers pe stadion și a venit Stuttgart, cum zice mister Stuttgart, și i-a dat 5-1, Steaua era 5-0 la pauză și a zis, bă, nu mai are rost nici în cupele europene, hai să ne oprim și în cupele europene, că n-avem mână bună când... Da. Ia mă să mergem noi pe stadionul ăsta nou, pe Național Arena, pe așa, bă... Ce dracu mă, ce-a făcut ăștia la tabelă? A zis că asta s-a stricat păi tabela. Păi nu, că o probau poate. Proba. Și n-am avut mână bună nici în, la cupele europene. Nu, serios? Nu, și ce atunci, mi-a uitat la un meci cap-coadă? Nu, și nici nu mai mă uit. Gândește-te bine. Nu, cap-coadă, adică să fluiere la, să respire da. În fluier chivulete la micul minutul da. 1, să facă da. 0-0-0-1 și să o fluiere 90 plus 6. Nu. Să văd eu cu varul ăla cum să chinuie după aia. Serios, nu-ți place cu... Un meci durează la noi o oră jumate și analiza lui 6 ore. Sau și a doua zi. Da. Bă, dă-mă dreacu că s-a terminat 0-0. Și aia realizează, sună pe aia. Bă, e 0-0, ați avut două faze de poartă. Și el mai arată pe unul cu o ciupilică în cap în tribună. Și analizează, ia sunați-l pe ăla, sau 1-0 dacă dă și eu un gol din ăla. Mă, două, trei zile. Și a doua zi eu mai pornesc chiar. Bă, am înnebunit de tot să stau să mă uit cum trasează ea liniile. Pe... Las-o, bă. La, măcar la ăia vezi, să pune Atletico cu Real Madrid, stai de la 9 la 11 noaptea și când să te năs în top goluri în timpul regulamentar, adică și cu prelungit, da. Dar n-au ajuns la 11 mei, băi, sunt 8 goluri. 8? Da. Da? Ei să știi că s-au mai marcat și în Superliga, ar trebui să mai... Mai mă uite, păi, da, câteodată mine zici tu înainte, băi, da. Uite-te la ăsta. A, domn, aș fi vrut știi? Să pot să știu mine zici, eu. Uite-te la ăsta și ne uităm, nu. Nu e vorba de, bă, vai, îți pute, nu mai vrei să te uiți. Nu, consider că în momentul în care, bă, în momentul în care se transmit meciurile și s-aud zgomot de la microfoanele de fond, zici că e fără spectatori, dar meciul e cu spectatori. Da. Știi, nu mai e nici spectacolul ăla. Nu mai e. Fii atent. Ia, dai un meci acum care s-a marcat 11 goluri. Nu, lasă asta. Hai nu. Tu un 5-6 începe, acolo. Începe Superliga, da? Așa? Ia, fii te poți uita așa, la Sepsi sau Sepsi, cum vreți cum să spune. Da. Deci ori Sepsi, ori Sepsi. Poliaș. Să te uiți, da? Da? Tu? Rapid FCU Craiova. Ai ce-i treabă, unu. Da. Universitatea acum cu Hermannstadt. Te uiți. Petrolul Dinamo. Te uiți. Botoșan CFR Cluj. Aia, aici. Aia, da. Da? Păi bine, să ia 6 antrenori, nu știu cine e antrenorul la Botoșani acum, e Andone sau cine? Ai uitat că la nimeni decât. Da. Deci două meciuri, nu? Da, am update-ul. Universitatea Craiova, Farul. Da, știu, cu Gicuță, cu... Voluntari Oțelul. Aici e derby mare, dacă să-i pregătiți, rezistă 85 de minute. FCSB UTA. Îi bate, nu, gata, deci sunt două meciuri... Nu mă băga în astea, că mă așteaptă ăștia după aia pe piață pe la veteranuri, ia zi-mă opriceni. Mai bine vorbim de Barcelona, că e în impas financiar, că mai lasă. Și de cine vreau eu să te întreb? Vreau să te întreb despre conducători și actuali. Asta cu tablele, cum se dădeau Mai există un singur conducător în fotbalul românesc, Ion Alexandrescu, Sfinxul. Toată lumea pe care... Eu l-am cunoscut de... S-a dus în 2000, mi se pare, dumnealui. L-am cunoscut de 8-10 ori să l-am cunoscut. Cât poate să fie o relație între o furnică și un elefant. Știi? Că tot animale s-au amândouă. Da. Bine, una insectă sau dintre un raton și un elefant. Da. Dar toți cei care au spus și care au vorbit, nu am auzit unul în viața mea să vorbească, du-te bă de aici cu ăla. Astea ce se întâmplă după 1990, ca legende și ca piese de teatru, umor negru, sunt foarte mișto. Mânea mitică cu banii, cu nu știu ce, cu aia vândut la table și așa, e foarte mișto. Adică face Tudor Giugiu acum film, după aia cu Nea mitică, cu banii. Cu banii. Face film, adică, repet, cu Sturița, pisica albă, pisica neagră, foarte mișto. Dar ca fotbal, hai să nu se supere oamenii pe noi. Adică să venim să zicem, mamă, ce mișto că aia vindeau jucătorii la table în spate. Păi nu e mișto. Adică, dar uite că se întâmplau lucrurile astea. Se întâmplau, e economia de... Nu știm nici acum, nu știm nici la dacă Real nu, sau Barcelona în 2000... Nu-l văd sincer pe Perez vândând... Nu acum. Pe domn Florentino cu rama aia lui, de așa să zică, mă, te fac un marț,
pe unul de la, să-l întreb pe unul de la Sevilla. Poate erau pe Revi. Da, exact. Ți-l dau mă la B-game pe Sergio Ramos, marele exact. Și dubla mută. Exact. Nu cred. Adică am stat la masă, că am fost translator la Steaua cu Valencia și am stat de vorbă cu președintele clubului Valencia 4 ore. Ei erau deținători de UEFA League atunci, de Cupa da, UEFA de Europa League, și da. De Europa League și omul nu, era... Cupa UEFA. Atunci. Cupa UEFA era. Da. Era al doilea ca importanță din Spania pe industria de ceramică și de faianță. Da? Al doilea, nu știu cine era unul și, în fața lui. Băiatul era din alta luat. N-am cunoscut președinți de club să mă treacă ei de bârneț sau și așa mai departe. Da. Și cât ai vorbit cu el? 4 ore, cât am stat la masă. La... Ne-am mai povestit viețile. Nu, era din neoficial. Okay. 2 ore jumate oficial și cu vreo oră jumate înainte și după, adică off the record și așa mai departe. Și omul povestea. Am stat cu Laporta, am fost la un curs la Barcelona și Laporta nu bețivul ăsta de acum, că el chiar bea și a văzut gras și cum e buhăit așa. Vorbesc de Laporta, deci am poză cu el de gât 2004-2005, în primul mandat, când chiar era președinte de club. Ei, cum să zic, în momentul în care devin președinte, bine, ei au cultura asta organizațională, nu vine la președinte mâine dimineață, dar ăla de la Hertha Berlin, săracul de a murit, era ultra și îl dăduse de 3 ori afară de pe stadioane, care a devenit președinte. Ăsta de a murit acolo la 43 de ani. La alea, dar tot au ceva, sunt apropiați de club, corect, unul vine din ăsta la Porta și cu Perez vin din costum cravată, ăla venea din Ultras, dădea foc la stadion. Dar tot au o cultură a clubului respectiv. La noi ce cultură au a clubului? Da. Dom'le, uite, a crescut... Ia uite, fii atent. Vreau să... El e următorul invitat și chiar mă sună în momentul ăsta. Bă, am auzit multe povești, eu nu l-am cunoscut. Să vină domnul Dragoș da. Să mă ajute. Mama, e secretar, să ne brăce șmecher. Bravo, nu, asta înseamnă... secretar, îi ofer acest telefon să răspundă înseamnă, da. Următorul invitat. Că probabil am auzit numai povești. Da. Din astea cu. Și am întrebat jucătorii de la Sportul Tudențe și mi-au confirmat faptul că, de exemplu, erau pe astea, pe combine audio. Da. Și dacă jucase și mai mult, îți dădea și cu 3 CD-uri. Da. Știi? Nu s-a descurcat prietenul meu. Îți trebuie cod, păi, da. Dai cum să intri fără cod, asta chiar e culmea. Exact. Uite, asta e mișto la podcast, că poți să faci... Da. Mai faci o altă emisiune în paralel. Dacă e, na. Da. Dar eu chiar mă bucur când se întâmplă lucrurile. Păi dacă arăți că ești natural. Da, e natural până la urmă da. să răspunzi. S-a plecat cu telefonul. Nu mai fi. Gata. Da, s-a luat tot. Da, că răspunde că sănătate, nu mai apare până la unul. Noi oricum trebuie să și da. Servim ceva. Hai că ne oprim, servim. Da? Da. Și filmăm în continuare. Nu mai. Ne oprim bun. La mulți ani, urăm un an nou. Vreau bun. Așa. Vreau așa. Pentru că e un joc, a plecat, s-a dus. S-a adus. Ideea e următoarea. Nu te-am întrebat întâmplător despre conducător, pentru că aș fi vrut, noi am mai făcut niște exerciții de-a lungul timpului cu oamenii, le spunem noi exerciții, vreau să-mi spui așa, un cuvânt care crezi tu că îi caracterizează, dar e un joculeț. Dar e simplu, e ca la școală. Hai, nu, că după aia mai ai spus că nu te-ai pregătit, știi, măcar că acum trebuie să-i mai invit și eu pe la mine și zic, băi, te-am auzit la ăla, la Marinică, ziceai la Victory Cup că sunt așa, 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 ce? Nu-i păcat. Mai bine rămânem prieteni. Gigi Becali. Era să zică gura bate. Suflet imens, ucis de o gură păcătoasă. Adrian Porumboiu. Unul dintre lor zi fotbalului. Cu păcatele dumnealui, dar unul dintre lor zi fotbalului. Ca și conducător vorbim. Marian Ian. Nu mă bag. Nu mă bag că nu, adică l-am văzut de la televizor și astea n-am interacționat. Ce aș putea să spun? Meme Stoica. Unul cu toate ale fiile. Marius Stan. Un lord. Epoca mai modernă încoa. Mihai Rotaru. Nu cunosc. Chiar nu cunosc, nu am interacționat niciodată cu dumnealui și așa e ca și cum aș vorbi de... Uite cine vine. Da? Doamna Salma Hayek, știi cum aș vorbi. Vasile și Mar. Uns cu toate ale fiile, 2. Adrian Mititelu. La fel, cred că suflet imens, bătut de o gură. Cornel Penescu. Pic. Adică picul, nu? Fostul pic. Nu e Cornel Penescu da. Pic? Băi, am interacționat mult cu dumnealui. Un caracter bun, dar care nu prea se pricepea la fotbal. Cel puțin când mă întâlnim de... Ai văzut că a și dispărut din peisaj. Da. Mie că l-au lucrat niște băieți pe dedesubt, dar iarăși nu mă bag eu să-mi sară pitește din cap. În final... Uite, Dani Coman. Dani Coman. Dar altceva. Al material, altceva.
de la cum ne îmbrăcăm, la cum vorbim și ceea ce facem, că un conducător nu trebuie să arate ca... Dar nu vreau să uit, nu vreau să trec... E altceva, adică, tăticule, e altceva. Și va fi. Fiind, încă nu... Fiind cuvinte la el și organizator de club. Și încă nu cred că a ajuns la apogeu. Da. Adică uite ce a făcut cu Herman Ștaru. Cu Herman Ștaru. Da. Mă bate pe mine Herman Ștaru, bă, Herman Ștaru, bă. Cristi Borcea, nu-l uităm. Cristi Borcea, la fel, un personaj uriaș, care chiar acoperă așa totul. Adică omul ăsta a făcut infar pentru Dinamo. Trecând peste toate nebunile și cu Dumnezeu să-l ierte cu emenajită, da? Și așa mai departe, oameni care chiar au... Dar, așa cum spuneam, aici trebuie să ai un picuță grijă. Sunt mai mulți, dar trecem peste. Vreau să ajungem în final tot de unde am plecat, cumva, de la Victory Cup din ediția întâi cu tine. Iată unde a ajuns acum. Deci, iată, sunt pionier la Victory Cup, exact. Unul din stâlpii. Aba, nu știu, cu palmaresul ăsta, nu știu dacă ți-l dă la bravo, da, exact. Să facem o acțiune judecătorească, să vedem... E nasoală. Victory Cup anul ăsta 190, sezonul viitor estimăm undeva la 250 spre 400, dacă se poate. Da, îți vine să crezi, spuneai de faptul că oamenii fac sport, dar îți vine să crezi că Maidanul este înlocuit cu asemenea... Acum 10 ani, dacă mă întrebai, când au fost 8 echipe și au rămas 6... Da. Da? Gândește că au fost echipe și au rămas 6... Bine, dar n-aveau licență, au jucat pe blata... Da, nu mă gândeam că o să se ajungă aici... Dar ceea ce faceți voi, nu mai am luat perie nouă, că am venit cu mașina asta scurtă, ceea ce faceți voi aici contează enorm. În primul rând, pentru că este într-o interacțiune între oamenii ăștia care au 450 de meciuri în divizia 1 dintre ei, Jair, de exemplu, Petre Marinda, și niște oameni de pe stradă care vin și evoluează contra lor. Și, ok, majoritatea știu că sunt fotbaliști, sau majoritatea e fotbaliști. Majoritatea e fotbaliști. Corect. Și așa mai departe, dar există o interacțiune, că filmați meciurile, că le puneți pe aia, că faci ceea ce faci aici, că vin oamenii să vorbească. Tată, orice înseamnă mișcare e binevenită în țărișoara asta care nu mai pune accent pe sport de nicio culoare. Lasă canotajul, lasă gimnastica. Hai să vorbim pentru ăștia din cartier, din Ghencea, din Militar, din 13 septembrie și din Rahova. Ei ce fac? Ei nu-s canotori și nu se duc la Jocurile Olimpice. Ce faci? Ce face statul pentru ei? Nimic. Și atunci vin tot felul de din astea particulare. Că e mini fotbal, că e Victory Cup, că facă ea turneu de padball, că ne-a adunat unii și jucam în cupa și așa mai departe. Orice înseamnă mișcare, transpirație și faptul că alergi și te bine dispui după o săptămână nașpa, după o zi de muncă și așa mai departe, nu ai cum să nu ridici pălăria, să zici, tată, mai ales când ajungi la nivelul ăsta. Da. Bă, și cu ea toți ce fac? Păi vii și te înscrii în Liga a 4-a. A, deci nu trebuie să fiu Bourceanu, Bănel și cu Gardoș. Cu... Da. Da? Nu trebuie. Păi și eu ce fac, mă, că vreau și eu să joc ăștia burtoși la 50 de ani. Păi uite, bă, avem, băi, masterul ăla de care vorbeam eu, bătrânii ăia, da, old boy și de care vorbeam. Și așa mai departe, nu ai cum. Băi, vine Van der Vaart, Rafaela? Da. E Caterinca asta? Nu. Deci chiar, Rafaela vine și joacă aici? Chiar acum, azi vorbim, diseară va fi aici Van der Vaart. Bă, ții nebunii la cap, bravo. Bravo, felicitări. Eu am văzut când am avut știrea în gazetă, zic, bă, fac ăștia o chestiune de PR. Bă, și numai dacă trece pe aici, pe în față. Da. Și numai dacă vine pe bulevard, pe Ghencea, cu tramvaiul 41... Ne uitam noi la... Ești nebun. Fotbalist. Mă uitam și la soție. Mă mai uitam. Recunosc. Te iați voi la montaj, dacă e, dar eu mă uitam și la soție. De ce să mint? Câtă? Uite, în final, vreau să vorbim în final, că tot zic că e final, final, dar mai sunt atâtea, știam că trebuie să țină 3 ore, n-avem cum să țină 3 ore, dar asta e. Cum reușești sau ce sfat le-ai da oamenilor să aibă acest tonus, această bună dispoziție, că până la urmă poate și tu ai lucrurile tale, nu prea ai timp să te ocupi de ele pentru că ești ba la radio Bacu, podcastul Bacu, corect, emisiunea Bacu. Adică... În primul rând totul ține de prietenie. Tu m-ai sunat atunci și ai zis, băi, nu poți să vin, nu poți, știi, la un moment dat, băi, dacă l-ai șmecher, nu, bă, dă-mă și mie un telefon cu 2 săptămâni înainte. Deci, în primul rând, hai să mergem și pe chestia asta de relație interumană, nu numai de bani, de cașcaval și cât ne iese, da? Haide să ne aducem aminte că înainte de a exista telefoanele astea, că ieșeam la șpriț, ieșeam la șaormă și ieșeam la Victory Cup și cu tare. Știai că mănânci bătaie, când i-am văzut pe băi, Marinușei, mi-am dat seama din prima etapă că ea o să mă calce pe cap. Că noi ne adunasem din spatele blocului 10 burtoși. Haide-mă să mergem să ne distrăm la oamenii. Plătim taxă, plătim ce vorim, să zic. Și au venit băieții, o perpeleau. Vii și la meciul al doilea și al treilea. Că-i Caterin, că ne-au dat 8-0, 7-0, știai că n-aveai cum, era clar că nu le faci față. Dar vii la mișcare. Și încă ceva, hai mă să râdem toată, nu râdem ca proștii, da. Dar știi să fie tot timpul, băi, oricum
noi în ADN suntem să transformăm totul în bășcălie și să luăm așa. Dacă stau o oră jumate dus, o oră jumate întors în mașină, ce dracu poți să fac în alea 3 ore, Doamne iartă? Mai râzi, mai dai drumul la radio, mai asculți, mai haide mă să vedem lucrurile. Că la un moment dat când bărbosul se enervează și taie firul, vorba aia, nu mai rămâne nimic. Hai să ne distrăm. Că venim la Victory Cup, că mergem cu oprișa la petbol și râdem, că dăm ture de 23 august, că dăm ture de lacul Morii, că ne ducem copiii la... Haideți să... O nație care... A, să rămânem să mâncăm și șaurme, să nu fim ipocriți. Să mergem pe fast food frumos. Nu e bine că facem... Băi, las-o așa. Să nu fim ipocriți. Adică dacă eu mă șterg la gură de sosul de la... Aia nu pot să vin să zic că nu e bun. Vezi așa. Că ai oprișene sos la gură de maioneză. Dar mișcarea este cel mai... Educația, sănătatea și mișcarea. În rest le facem pe toate. Sădim copaci și punem grâu să se însămânțeze. Dar dacă n-avem astea, nu fotbal, nu Victory Cup, da. Nu! Tenis de câmp, karate, MMA. Îl întreb pe Beni. Băi, Beni, vin toți la tine pentru pumni și picioare în cap? Și a zis, nu, tată, vin fetiță pentru autoapărare. La mine trebuie să intri în cușcă, să te omori, să-l trântești pe ăla, să-l umpli de sânge, să câștigi tu Road to Glory 12. Nu, e vorba de... Dacă fetițele cu părul lung, de ce zic cu părul lung? Pentru că ele trebuie să se spele, să se ducă într-un vestiar, să se spele pe păr și așa mai departe. Vin și practică acest sport, fetițe care au, bă, e greu să te speli pe păr, e iarna afară, trebuie să-l speli, să-l usuți, să cu tare. Noi, țac, țac, un gel și ieșim afară. Gândește-o copiliță așa când transpiră tot părul ăla până aici, carapanzăl. Trebuie spălată, mămica, să aibă grijă și ele oricum sunt mai finuțe. Și vin și fac sport, înseamnă că și noi ăștia putem. Hai, tăticule, să mergem o dată pe săptămână în curtea școlii cu băieții să facem sport. Ăsta cred că e cel mai important lucru din lume. Pe lângă educația asta, clar, și pe lângă sănătate. Dar să știi că Albert Camus, care e laureat al primului Nobel pentru literatură, a spus, băi, tot ceea ce am luat, am luat din fotbal când am fost portar. Și el e premiul Nobel pentru literatură. Ar fi putut să vină să zic, am luat din cărțile citite, din oamenii cu care m-am întâlnit și așa mai departe. Am zis, tot ceea ce sunt eu în Albert Camus, a zis, tot ceea ce sunt eu în momentul ăsta, am luat din fotbal. Și n-a fost 20 de ani portar. Și-a dat seama, socializare, educație, vestiar și așa mai 40 și ceva ce-o fi văd. Apoi acum. Și toți vin și spun, băi, sportul m-a călit. Da, mă, că eu lozin, că e o ipocrizie. Nu, tăticule, sportul ne călește. Oamenii ăștia joacă la 50 de ani și nu simt nimic. Pentru că de la sport, 10 ani, la... asta au făcut. Un lucru care... Dar fără ipocrizie, eu... cum să zic, să nu punem un, știi, ăla vrea să se dea interesant și spune, haide să facem sport și el n-a mai alergat de 20 de ani. Nu, mă duc cu grașii mei în școală. Și cât putem, marța de la 10 noaptea, îți faci cruce dacă ne vezi. Bă, să joci de la 10 la 11 jumate noaptea două echipe, înseamnă că îți place, minus 4 grade afară, n-avem balon afară. Alergăm cât putem, ia-ți-o ție, dă-mi-o mie, dar nu ne lăsăm. Iarnă, a plouat torențial, am dat cu mopul ăla, am dat cu teul ăla, haide bă să jucăm, mamă, nu ne-am strâns, că nu ne strângem, zic, mamă, stăm două săptămâni și nu jucăm, repet cât putem, haide bă că mai stau eu în poartă, mai cu tare, mai o bășcă, alergi, faci mișcare. Hai tată să facem treaba asta. Că... Foarte interesant și chiar m-aș bucura ca lumea să țină cont de niște sfaturi, nu cred că doar din partea ta, cred că mulți oameni vedem astfel tenis lucrurile. De câmp, cum joacă ea, închiriază, de mă că m-am dus cu un prieten, după aia... Padbol mergeți cu Cătălin, da. Oprișan. Nu, cu aveți grea, da. Nu puteți. Câte îți mulțumim tare, tare, tare mult. Să vă iasă bine. Nu mai poate tata să mai strângă. Că mai aș fi venit la liga asta ultima. Aici la 4, vorbesc fără Caterin, că la 4C. Deci ăștia... Am intrat și eu la... Aici cei mai... Aici cred că am fost la 4C, nu? Fără să jignim, da. Aici e cel mai dar modest. Dar să știi că nouă ni s-a luat palmaresul. Da, el, da? Deci noi nu am câștigat bine. Un meci. Ba da, am câștigat un meci, păi. Și noi, mama, noi fiind din staff, iar să avem noi probleme. Fiind din staff, ni s-a luat palmaresul, adică le-am dat victoria lor. Voi... Nu, s-a lumii, dus la masa lumii. Verde, noi fiind dar organizatori. Nivelul cum e aici? Cinstit. Adică burtoși, poți. Putem? Poți. Ia aveți, bă, cum poți. Adun eu niște băieți, iată-n. Poți, serios. Vreau să fiu echipa 200 la... Deci cât aveți acum? 190 și... 192. Să vin să fiu echipa cu 200. Gata, păi poți să te înscrii. Nu știu dacă n-ai trecut deja de 200 la înscriere. A crescut de 200 de chile. Da, nu. Vedem după ce mâncăm. Da. Să rămână. Eu mulțumesc să vă meargă bine. Și celor care ne privesc la modul cel mai sincer, stăticule, eu nu fac reclamă că oamenii nu m-au plătit. Dacă nu sunteți înscriși la Victory Cup, hai să ne băgăm să mai facem o Caterinca la Liga 4. Bine, noi o să fim pe la 8D, cred că. Da. 8F, 9D, la clasă, acolo, știi, o să intre aici, da, da, aici o să fim noi. Da, hai să facem mișcare, că e cel mai aici. Nu mai da cu mâna masă, că se aude microfon. Da, asta zic. Bine, Cătălin, nu mai bine, la revedere. La revedere de aici din Victory Pub. Am fost cu Cătălin Oprișan. Sănătate. Poate îl mai prindem o dată, că n-am avut timp. De aia am zis 3 ore, dar a rămas ceva dacă plătim după.
Rămâneți cu noi și nu uitați, dacă vă place ceea ce facem noi aici, puteți să vă abonați la acest canal, urmăriți și podcastul lui Cătălin Oprișan. Da, cum zic că aici jos, știi, la da, YouTube. Like, subscribe. Ai, unde e? Și fă, ai jos, aici, jos, așa, da. Aici, da? Da. Bun, 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 bun. Aici. Sănătate, tată. Te-am pupat. Mulțumim tare mult că ne-ați urmărit. Te mai așteptăm, Cătălin. Numai bine, sănătate.